Salut la toată lumea, numele meu este Xlader cu 2 de R, împreună cu Rafael Clips. O să facem astăzi un episod mai special de Roblox, unde Cătălina a auzit povestea noastră, Cătălina i-a mai donat și lui Rafael, și e pregătită să îmi doneze niște animăluțe de ăsta huge. O să vedem cadouul ei pentru noi astăzi. Cătălina are și un server de Discord, îl găsiți în descriere, este serverul ei unde face rost de peturi, am văzut că vinde peturi de toate nebunile pe acolo. Așa că da și voi un like și haide să vedem ce ne dă Cătălina cadou. Are foarte multe peturi aici, a spus că ne face un cadou de bun venit pe server. Hai să vedem. Eu nu mai am peturi pentru că dacă intru acum Rafaele pe plața, găsesc același om care m-a fraierit și care mi-a luat două peturi. Același om îl găsesc. Ia uite pe Cătălina. Ok, sunt gata, o să-i zic că sunt gata. Gata să dea trade-ul, să vedem ce cadou ne face Cătălina. Iată ce bine dau Marius cu hoverboard-ul ăsta. Ce, cum l-ai făcut ăsta? Păi nu, stai după ce bagi 100.000 de Robux. Ok, 100.000 ai băgat? Ok, hai să vedem, Cătălina are aici un covor. Acum o să ne dea trade și o să vedem, hai să deschid și eu astea. Cadouri de pe ziua de astăzi. Hai să-i dăm trade noi, că văd că nu mai dă. Și o să vedem cam ce cadouri ne pregătește. Acolo este este cel mai mare grup din România, Rafael, de Pet Simulator. Trebuie să spui și tu asta, așa că haide să vedem ce cadouri. Astea sunt cadourile? A zis că mă impresionează până la lacrimi cadourile. Să-mi spui dacă sunt bune astea. Hai să vedem lacrimile. Wow, nu se poate. Wow, astea sunt? Astea sunt cadourile. Mai sunt? Mai sunt cadouri? Sau astea sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia, mai e unul! Astea sunt cadourile. 1, 2, 3, 1, 2, 4, cu 3, 7. Ok, ready. Uitați ce cadouri mi-a dat. Merită un like, Cătălina, și dacă doriți să câștigați și voi, o să dau huge cat-ul ăsta. Rafael, la cineva sau cupcake-ul. Ce alegeți voi? Îmi spuneți care este pet-ul vostru favorit din acest episod. Însă mai am să arăt câțiva oameni care mi-au făcut cadou ieri. Stăteam pe un server și au intrat peste mine și le-am promis că îi adaug la prieteni dacă mi-au făcut un cadou așa frumos din partea mea. Astea sunt peturile mele, Rafael. Ia uite, mă. Ia uite, Rafa. Acum te ții bine? Stai bine pe scaun acum? Unde sunt peturile? Da. Stai bine pe scaun? Câte peturi am? 9? Wow! Deja avem peturi. Care este cel mai scump pet aici? În afară de al meu, unicornul. Nu spune că unicornul. Unicornul, tot al meu e? Nici eu spunește cheta asta? Nu. Nici wyvern ăsta? Nici Hagi Lucky Cat? Ok. Nici nu știu ce să-i zici numele. Pentru aceste peturi și mai am câțiva oameni care mi-au mai făcut cadouri. Haide să sară Rafaele, ce cadouri am mai primit? Cred că a zis cineva că îl fac sărac în 7 limbi când vede peturile mele. Ăla e cel mai scump, câinele ăla. Care câine? A, dar nu l-ai la tine. Nu l-am, că nu mi l-a dat. Bă, tu desconspiri cadourile! Ok, hai să vedem cadourile. Avem aici primul cadou de la Sebastian. Ia să vedem ce ne dă Sebastian nouă. Ia uite ce ne-a trimis Sebastian. Ne-a trimis un câine și multe din astea rare. Uite, ne-a trimis câinele de ziceai tu. Ne-a dat Sebastian câinele. Și am zis, what the fuck, mersi, foarte mișto. Și mi-a mai dat niște oameni, niște peturi pe aici. O să vedem chiar acum. Ia, ne mai dă Sebastian ceva. Și-a adus aminte că a uitat. Și-a mai adus aminte Sebastian 236723 că nu mi-a dat destule peturi și mi-a mai dat o pisică de aia Rainbow Hect și mi-a mai dat încă una normală. Fii atent aici. Ce părere ai? O pisică Rainbow. Rainbow și una normală. Una normală. Vreau să o dau la abonații mei. Și haide să vedem ce am mai primit cadou. Am mai primit cadou, Rafaele, te rog să fii atent aici. Încă o pisică Hect, dacă te uiți. Încă una. Deci altă pisică. E nebunie curată ce se întâmplă aici. Încă una am primit. Încă o pisicuță Hect. Așa că mai vrea Darius să ne dea ceva. Hai să vedem. Încă una. Wow! Ce e show aici? E întâlnirea bogaților, Rafaele. Uite câte peturi stă aici. Uite câte dăste am. Mamă, și mi-a dat ăsta, a zis că Dominus Astra, ai zis că e bun tu ăsta? Claudio Claude, 32 miliarde. Și înseamnă că e bun, nu? E cât un hect. E scumpicel, da. Ok,
Foarte frumos, am adăugat, ne-am acceptat cererile, ca așa i-am promis. Și ne mai dă Sebastian ceva aici, hai să vedem. L-am întrebat pe Rafael ce este acest pet și nu a știut ce să, nu a știut ce să zică ce este. Ce este acest pet, Rafa? Ce e ala? E o pisică golden, care nu are, uite-o acolo, vezi? Da. O pisică golden și mi-a mai dat, uite. Primez mereu pisica golden. Ai zis că nu știi ce e. Mai avem aici încă un cadou, să vedem ce cadou am primit, dă mai în față. Nu se vede nimic. 10 milioane de astea. Cât e? 10 tâuri. Spune-mi că sunt acolo. 10 tâuri. 10 tâuri. Am zis că fac trade pentru ceva acolo și haide să vedem și următorul cadou. Mai avem un Dominus Astra. A zis Rafael că e bun. Și astea sunt cadourile plus de la Cătălina. Acestea sunt cadourile foarte mișto. Le am aici în bancă. Foarte mișto. Uite câte am. Nici nu știu ce să folosesc. Hai să iau câinele ăsta. Spune ce e cel mai scump. Câinele, luăm așa. Ce mai e de aici mișto? Hai să iau și pisicile astea. Alea gold. 5. Cât mai e? Dacă am 9 echipate, cât mai trebuie? 6. Și hai să luăm și poniul. Dăm withdraw frumos. Ia fii atent, Rafael, aici. Fii atent aici. Show. O mai dai cu mine alea acum. Gold, sunt mișto. O mai dai cu mine acum, ia vezi. În petul. Oh, my. Ia vezi, mai dai cu mine în peturi acum. Ia vino cu a. Ia scoate și tu tot ce ai. Să facem întrecere aici. Hai să vedem, ia. Băieți, care peturi vă plac? Vino în fața mea aici să le luăm pe lung. Așa. Ia uitați. Ce e la tine cel mai scump acolo? Ia. Nu știu. O mai dai cu mine, Rafaele, sau nu? Deci ăla din spate sunt ale mele de stânga și ăsta lui Rafael. El are mulți de ăsta de plutesc cu verzi. Nu știu de ce are, ai de ăștia cu verzi. Ce faci cu verzi ăștia de plutesc? La mine am și eu unul cu verde. Am și câinele. Am primit și câinele de la Cătălina înapoi cu care am luat schem. Acum, haide să mergem, ha. Rafaele, pe plața. Facem puțin mișto de aia pe acolo cu niște trade-uri. Să vedem care vrea să mai mă scameze pe acolo și după aia mai vedem ce se mai întâmplă. Mergem, deschidem niște ouă, mai luăm niște oferte și ne mai distrăm pe aici cu peturile astea. Hai să facem show pe plața acum. Am ajuns aici pe plața, suntem cu Rafael aici, uite, au venit regii, cum s-ar spune, uite ce e aici. Și băieții ăștia care încearcă și ei să facă un schimb aici, care au duplicat astea, hai să vedem, hai să vedem ce trade-uri primim. O să scot de la trade-ul de la Friends, cred că e pe Friends, e pe All. Și văd că nu se mai aude jocul, stai puțin Rafael, s-a dat jocul încet. Ok, hai să vedem ce trade. Trade me for a huge, fii atent aici. Index? Ia uite, vrea și el un index 1 min. Dacă vrea și el un huge 1 minut, poți să-i dai Rafael de la băiatul ăla un huge 1 minut să ți-l dea înapoi după? Nu-l mai dă. Nu ți-l mai dă? Nu. Zice cu mâine, ia. Cum îl cheamă pe ăsta? Hai să vedem, Rafael, am primit prima mea ofertă. Ia uite ce primesc. Și îi dau un de ăsta. Ia să vedem, dă ready? A dat ready! Dai să nu fac vreo greșeală. Ok, ce se întâmplă? Ok, am primit o altă ofertă, hai să vedem. Ce îmi dă? Îmi dă niște Starfall Dragon. Ăsta am luat eu țapă cu ei, nu? 1. Am luat țapă cu ăsta. Nu știu ce să zic, nu-mi place oferta asta. O altă ofertă, Rafaele. Dăm cancel. Please, one huge, I'm noob. Ia, o altă ofertă. Astea îmi plac cel mai mult mie. Ofertele. Yeah. Hai să vedem o ofertă nouă aici. Ah, vrea el să-i dau. Ok, altcineva la rând. Mamă, câte am. Deci asta golden îți place ție cel mai mult. Ia. Aia e mișto, da. Îți dă David. Zice ce pet îți place ție cel mai mult de la mine. Stai să arăt lista. Cam ce pet îți place? Pisica asta? Ăla golden, da. Deci pisica asta care stă în spate aici cu ochii, nu? Aia, da. Deci asta te impresionează pe tine până la lacrimi. Mi-a dat lacrimile pentru Doamne, petul ăla. Și zici, Doamne, ce mult mă impresionează asta, nu? Pe peturile, huge-urile golden și rainbow sunt foarte rare. Adică un huge rar, da, și golden. Nu peți și ți le pun pe astea două și îl mai pun și pe asta, râbă. Ia vezi acum. Cum dau astea așa? Da, sunt mișto. Dau mișto acum? Da. Toată lumea pe aici, ia, primesc ofertă. Ia uite la face, dă. Hopa.
Hai să-i dau și eu ăsta. Hai să-i dau un pony. Ia uite Rafa cât îmi dă. Și 24 de milioane de trilioane. Știi ce îi zic eu la asta? Trilioane? Nu, mersi. O să-i spun. Pa, mor ăștia. Tabe bune. Hai să vedem o altă ofertă impresionantă până ia. Da, așa. Și eu îi dau unicornul meu. Unde e unicornul? Sigur nu dispară astea până mâine, nu? Sigur o să dau așa. Ok, n-am nimic apus pe trei, da? Da. Să-i dau, vreau așa, încep să-i dau. Cum ar fi să dau de greșeală petul? O să dai el de ready și după aia de cancel, nu? Și mai am multe peturi, nu știu ce fac astea. Keyboard cat, hipemelon, orca, uite câte am, înghețată. Peturi mici. Pony, am ăsta, uite, wicked, empire, dragon, uite, n-am văzut așa ceva. Ăla e mai scump. Ia, mi l-a dat cineva, dar nu mai știu cine, că am primit foarte multe și dacă n-am filmat îmi pare rău. Ia, ce e asta, mă? Ia, ce e petul ăla? Unde e? Că nu-l văd. A, e mic. E o albinuță. Da. Haide să mergem înapoi. Ia uite-l pe ăsta. Wait. Toată lumea, bă, vrea trade cu mine, ia. Parcă văd o pisică de-aia, hack, care are toată, tot lobby-ul ăsta oare. Pisica aia. Hacked. Ok, o să-i dau cancel, cred că e cel mai dureros când pui așa la 3 și îți dă cineva cancel. Da. Acum o să mergem la acest ora mare să vedem în cât timp îl spargem. Pentru că îl spargeam destul de greu, mă uitam cam mult la el. Și o să testăm lumile, o să mai deschid niște ouă să vedem, poate avem noroc să câștigăm. Rafael, dacă eu deschid un animal în episodul ăsta, ți-l dau ție. Ok. Dacă eu deschid, dar tu nu crezi asta. Și eu îl dau la un abonat. Da, uite cât de repede deschid astea, ok. Vreau să văd chestul ăla mare, să vedem. Bineînțeles că n-au buff-uri pe ele, nu? Să dea multiplier, să dea toate alea. Vreau să văd chestul ăla mare. Și tu zici că de aici îmi pică, ăsta e la mare. De aici îmi pică, nu mai din ăla, ia. Bă! N-am triple damage, oare de-aia? Îl desface. Nu mai, nu. De-aia nu-l desface așa greu? Ok, hai să da. Punem triple damage. De că am apăsat greșit. O să punem un triple damage aici, oricum am 18 use. Triple coins. Și cred că cam atâta, mai bag și lucky. Hai că bag două încolo. Ajunge, nu băgăm ultra lucky. Hai să vedem, acum de ce nu sparge așa repede? Deci ia destul de mult să spargă, uite-te și tu. Nu da. Ți pare cam mult? Tu pe ăsta cu animalele tale, îl sparge într-o bucată? Uitați-vă și, uitați-vă și voi câte animale muncesc la el. Și totuși se sparge greu, eu nu înțeleg cum așa greu. Păi, fii atent, huge cat-urile alea nu fac nicio diferență față de miticele tale. Eu uite și de urile mi-a dat. Ok, nu fac nicio diferență, zici tu. Da. Ok, și dacă le mai pun o dată, tot nu spare repede. Cam câte secunde? Hai să vedem câte secunde. Am început la 20 pe ia, filmare. Ia, cronometrează. Îți spun eu exact câte secunde. 20 pe filmare, acum au trecut 10 secunde. Urmează să treacă 20 de secunde chiar acum. Au trecut 20 de secunde și tot la spart, cred că în jur de 30 de secunde. 30 de secunde, Rafaele. Deci la un minut spargi două chesturi din astea, să merită. 30 de secunde și... Dacă îl lași afecat, se merită. 33 de secunde. Mamă, ce iese de aici? Uai, mamă, câte saci au ieșit. Am o oră, triple damage. Nici nu mai trebuie să mai dau banii pe el. Și aici? Ia să vedem aici cât de repede farmează. Ia. Aici nici nu comentez, Rafaele, cu ele, uite-le. Bă, și aici e cam greu. Însă, dacă aveam animalele celelalte cu tech coins, rupeam totul. Acum, hai să le testăm în partea cealaltă. Am ajuns aici, Rafaele, nu ești cu mine, nu știu pe unde ești, pe unde umpliți, s-a blocat jocul, ai zis. Și vreau să văd aici, deja sparg niște animăluțe. Se sparge aici, vezi? Hai să sparg da. Și eu, hai să vedem cât de repede. Împărțim banii sau ce facem? Ăsta mai greu. Ce face dacă se sparge? Să împărțesc banii, nu? Ia uite, Rafa, ce muncesc aici. Și câini și pisici, ia uite pe asta. Dă din cap. Ia uite, yeah! Că-i, bă, da, greu să spargi, adică... Cu alte animale ar putea să spargă mai repede.
Atâta? Nu. Nu se poate, nu? Asta e cel mai rapidă, cea mai rapidă spargere de joc. Hai să vedem. Bă, nu am luat prea multe, sincer să fiu. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut deloc ce s-a întâmplat. Dacă eu sparg de astea, nu le sparg mai repede, nu iau mai mulți bani? 100% iau mai mulți bani. Adică, uite, deja am luat 15 milioane. Hai să facem un tâi, deschidem niște ouă și de partea cealaltă și de aici. Oricum aia 6 ar trebui să mai ajungă și pe partea cealaltă. Am împărțit banii cu ăsta? Da. De-aia am luat așa puțin? Ia uite, Rafa, ce muncesc animalele, ia uite-le. Ia uite ce dă asta aici. Te lovește cu capul, ia. Nu te impresionează asta cum muncesc, cum muncesc ea? Ia uite pe domnul Aurel. Vrea și el un huge aici. Ia uite-l ce râde. Ar dori. Că, bă, el ia jumate și nici măcar nu muncește. Adică animalele lui astea mici muncesc așa mult? Ia. Mamă, mamă, ce e aici, bă? Ok, avem... Nici n-am făcut un T, adică... Trebuie să rupem cu T-ul ăla. Am văzut că un YouTuber joacă Hide and Seek pe mapa asta. Ai auzit? Interesant. 400. Ok, hai să mergem să deschidem niște ouă. O să mergem la Pixel Forest aici. Hai să vedem, Rafaele. Deci dacă eu apuc ceva de aici, îmi asum să îți dau ție tot ce apuc aici. Hai să vedem. Astea nu sunt bune. Nu sunt bune. Cum ar fi să te uimesc acum în episodul ăsta? Ia, hai. Hai să te uimesc. Hai să vedem eu. Ia. E că nu mai am mulți bani. Dacă un nou cât e? Cât face? 3 milioane. Deschid câte 3... 9... Deschid câte 10 milioane. Pă, asta. Cam așa. Da, e greu, mă, să apuci. Pisica asta nu am, mă. Care e aici? E un pet pe care nu l-am ăsta de aici. Așa cred. Poate mergem pe plață și facem un trei și o fac rost. Și mâine dispare. Am, da. Da. Bă, nimic, ia. A, scrie de la mine. Credeam că scrie exclusiv aici, știi? Uite că scrie sus. Uite, vezi, iată? Da. Uite acum. Uite, Rafa, am deschis un exclusiv. Yeah! Non-stop exclusiv. Ia uite. Ok, nu mai am oricum multe să deschid. Cât mai am? 56. Mai am de vreo 2-3 ori. Deschid 10 milioane pe deschidere. Cred că asta e ultima, nu? Da. Slider bun, așa scrie. Gata. A terminat 10 milioane pe deschidere. Hai să vedem ce am luat. Nimic n-am luat. Mamă, câte peturi am aici. Ce-i ăsta? Blobenstein ăsta. Pet vechi. Vreau să îmi spui dacă îți place acest pet Blobenstein. Ia, vreau să pun din astea vechi. Adică uite ce peturi am. Aia cântă la orgă, uite pe Blobenstein acolo. Zici că e pește. Hai să ne teleportăm, să deschidem și niște din astea. Astea am bani aici, grilă. Și am și petul cu care să farmez. Mi-a dat cineva, nu mai țin minte cum îl chema. Rafael îl chema. Da. Ia uite ce e aici, Rafa. Tu ești aici? Nu. Ce se întâmplă aici? Ar fi chiar nebunie să-l iau pe filmare. Ar fi cea mai mare nebunie. Cam 2 săptămâni. Dacă vrei să farmezi aici, să faci episod, cam 2 săptămâni îți ia. Să merită. 2-3 săptămâni. Nu știu. A zis cineva că 2 săptămâni. Nimic, bă. Nimic. Când am farmat primele 4-5 zile și n-am văzut nimic în inventar, am fost foarte dezamăgit. Te cred. Deci, de aici poate să spice și Rainbow, nu să fie Rainbow. Bă.
Sau o faci tu? Poate să spice Rainbow dacă cumperi cu Robux chestiile alea de pe shop. Ia uzi. Bă, până acum nimic. Mă dezamăgește, Rafaele. Cât e șansa? 0, 0, 0, 0, 1, ceva. Nu? Da. Deci șansa de 0. Aceasta este pisica, dar trebuie să fie cât tot ecranul, a zis Rafael. Să nu mai vedem nimic pe ecran. Da. Te-aș uimi, cred că dacă, dar tu nu crezi așa ceva, nu crezi în minuni. Nu crezi în minuni. Vreau o minune. Hai, mă. Nimic, oricum am mulți bani, adică aș putea farma toată ora asta. Nimic, bă, Rafael, nimic. Nimic până acum. Și așteptăm update-ul, pentru că nu prea mai avem ce să mai facem în joc. Eu deja l-am terminat, nu m-am apucat bine și l-am terminat înainte al Rafael. Da. Mai trebuie să mai îmi fac indexul ăla. Însă eu am toate peturile lumii și nu am unde să fac indexul. N-am cu cine, adică. Tu trebuie să dai mie peturile sau alții? Oricine. Toate peturile lui trebuie date, ești nebun? Deci nimic. Eu uite unde deschid acoperiș eu. E trafa. Ia uite, unde deschid. Ok, cred că ajunge episodul de astăzi și ajunge cu deschisul, că nu apucăm nimic, ca nu mergem în direcția bună deschisurile astea. Mai deschidem cadou ăsta și ăsta e episodul. Spuneți voi ce să mai fac în episod, ia. Îți plac peturile astea mici? Da. Mi-a dispărut unul, nu erau mai multe? Sau începură deja să dispară? Deja au început să dispară, Rafael. Ia uite-le. Cum stau. Cam atât și cu acest episod. Rafael vă salută. La revedere.